dacă pun mâna pe tine, cred că nu o să fie. Ce cauți cu creionul în mână, vreau să știu și eu. Batea la ei de ce vorbești? Mâna la spate, toți copii. Capul sus și urechile de la cine vorbești pe clasă. Mai n-auzi? Stai puțin, că nu se pare așa ceva! Ce-ai de vorbit, Bartu? Măi, frate, deci au trecut 10 minute din oră! Așa a înțeles învățătoarea Angelica Puie, care predă la clasa 1-a școlii Nicolae Titulescu din Ploiești, că trebuie să se poarte cu învățăceii, după 39 de ani de stat la catedră. Înregistrarea audio a fost făcută public de o mămică a cărei fetiță învață în clasa ororilor. A postat-o pe blogul personal și a vrut să facă dreptate. Atunci, Inspectoratul Școlar Prahova, dar și reprezentanții ai Corpului de Control din cadrul Ministerului Învățământului au venit la școala din Ploiești să analizeze situația. În urma sesizărilor de care toată lumea știe, s-a dispus următorul lucru. Inspectoratul Școlar, prin decizia Inspectorului Școlar General, a constituit o comisie de anchetă formată din inspectori de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar și reprezentantul, de fapt președintele Sindicatului Școala Prahovei, pe care l-ați văzut mai devreme. De asemenea, astăzi se întrunește Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ. Se va analiza această înregistrare audio. Consiliul de Administrație de la școala Titulescu din Ploiești a chemat mai mulți părinți să vorbească despre învățătoare. A verificat înregistrarea audio, a stat de vorbă cu învățătoarea și după mai bine de o săptămână au decis. În urma întrunirii Comisiei de Disciplină din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, dar și al Consiliului de Administrație de la școala Nicolae Titulescu din Ploiești, în cazul învățătoarei Angelica Puie, care își teroriza elevii de 6-7 ani și le aplica tot felul de pedepse, aceștia au stabilit că învățătoarea va pleca acasă timp de 2 luni fără 5% din salariu. La un calcul simplu, spre exemplu, la o medie salarială de 1400 de lei, această sancțiune ar reprezenta un minus de mai puțin de 100 de lei. Mai mult decât atât, învățătoarea va avea și calificativul acordat pe baza fișei de evaluare a personalului din învățământ ceva mai scăzut. Trebuie să știți că surse apropiate a anchetei spun că învățătoarea ar putea să conteste decizia superiorilor ei, superiori care preferă să nu mai facă niciun fel de alt comentariu pe marginea acestei măsuri. Având în vedere că în cadrul documentului de evaluare, ce stabilește anual calificativul fiecărui angajat de la catedră, se ține cont, printre altele, și de comportament, cel mai probabil la această categorie dascălul va avea un punctaj redus. Între timp, mama care a scos la lumină situația de la școala din Ploiești și-a mutat fetița în altă unitate de învățământ, iar de curând întreaga familie a plecat definitiv în Marea Britanie.